Ei, bună, numele meu este Ana, bine ai venit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să-ți prezint un unboxing cu o pictură cu diamante de la Diamond Art Club. Este o pictură cu diamante rotunde, așa se numește pictura. Dimensiunea este de 50,7 pe 69 de centimetri. Diamond Art Club este o firmă din America de la care am tot cumpărat și am fost foarte mulțumită, așa că haideți să facem un unboxing împreună, să vedem cum e. Aici avem o punguță cu tot ce ne trebuie ca să punem diamantele pe pânză. O să o desfacem să vedem ce conține. Așa. Aici avem un sticker pe care îl putem lipi într-o agendă sau putem să facem orice cu el. Eu le păstrez și am o agendă în care mi-am trecut toate diamantele, picturile lucrate și mi le-am lipit acolo. Și aceasta este pictura într-o săculeț de plastic, ca să zic așa. Le aruncăm pe jos, facem mizerie. Așa este pictura. Am luat-o tocmai pentru că e foarte colorată și pentru că o să vă arăt mai încolo de ce. Așa este pictura. Aici avem o carticică care ne învață cum să punem diamantele corect pe pânză. Și un filmuleț, dacă vă descurcați mai bine cu filmuleț. Aici avem tot un sticker care ne prezintă pictura și diamantele. Are 62 de culori. Eu am luat pictura asta tocmai pentru că are foarte multe diamante speciale, așa se numesc. Sunt speciale pentru că sunt diferite față de cele obișnuite. O să le vedem și pe acelea. Să vă arăt diamantele cum arată. O să le desfacem imediat, dar vrem să vedem cum arată punguța cu bunătăți, așa îi spun eu. Acesta este. Să desfacem să vedem ce conține. O punguță cu punguțe, dacă dumneavoastră vreți să vă puneți diamantele din punga aceea în punguțe, e ok. Eu am niște cutiuțe speciale în care mi le pun. Avem o tăviță cu un opritor în care punem diamantele, un pix cu care luăm diamantul și un squishy ca să ne fie mai comod la mână, dar trebuie să te chinui un pic să intre. Așa. Aici avem ceară cu care încărcăm pixul ca să putem să luăm diamantul. Așa. Și ce este în plus față de celelalte? Avem niște scoci de hârtie care să-l punem de jur împrejurul picturii sau pur și simplu să marcăm unde vrem să lucrăm. Așa, avem un cover minder. Acum am primit un jumătate de macaron pe care îl punem pe pictură, dăm la o parte hârtia, punem cover minder și magnetul care este dedesubt, îl punem dedesubt picturii și așa ne stă hârtiuța la o parte din cal. Ok? Și avem două multiplacere, unul de 7, dacă nu mă înșel, și unul de 4. Deci astea sunt ce primim în punguța magică. Aici avem diamantele, să le desfacem să vedem. Dar mai întâi să facem un pic de ordine aici, că sunt toate alandala. Mă rog, le dăm mai așa un pic. Așa. Aici scrie numele picturii, ca să știm dacă le punem separat, să știm care de unde sunt.
Acestea sunt diamantele. Cum v-am spus, sunt rotunde. Există și pătrate. De atât spun. Avem o rătăcită aici. Mult albastru și mov în pictura asta, ceea ce pe mine mă încântă extraordinar. Primul AB. AB este un diamant mai special, ca să-i spun așa. Are un înveliș așa ca aurora boreală. De-aia se și numește AB. Așa. Un galben. Al doilea diamant special, ăsta bănuiesc că luminează noaptea. Cred că da. Este negru. Al treilea. Acesta e și el un diamant special. După cum observați, are ca un fel de glitter pe sclipici. Vedeți? E diferit față de, cel AB. Se vede, se vede. Așa. Dăm pasta la o parte. În următoarea. Al diamant special, tot un AB. Uite ce frumoasă e culoarea asta. E un roz așa ca gumă de mestecat. Superbă. Sunt punguțe mai mici, după cum observați. Alt AB. Alt diamant cu, sclipici. Se vede. Se vede. Alt AB. Abia aștept să mă apuc de pictura asta. Așa. Și mai avem foarte colorată, tocmai de aia am și luat-o. Și pe lângă asta avea foarte multe diamante speciale pe care eu nu le mai încercat până acum să văd cum sunt. Și sunt super nerăbdătoare să, mă apuc. Alt diamant special și acesta cred că e fosforescent. Nu, scuze, are învelișul acela cu, sclipici, cu glitter. Nu prea îmi dădeam seama. Se vede? Se vede. Ok. Și mai avem o bucățică mică. Care acesta luminează noaptea, cred. E fosforescent, nu se vede nimic. Super. Ok. Hai să vă arăt pictura mai îndeaproape. Să dau toate astea la o parte. Am zis că fac ordine și n-am făcut, bineînțeles. Ok. Cam așa arată. Vreau să vă arăt asta. Deci aici avem așa, sub 150 ca și număr
sunt AB-urile acelea, ca aurora boreală. Și aici sunt diamantele speciale. O să încercăm împreună, dacă vreți, să vedem unde vin ele. Așa că unul, rozul acela care v-am spus eu că e ca o gumă de mestecat. Avem aici, să vă dau mai aproape, aici, 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 aici. Și cam asta e unul. Îl dă eu la acela albastru, în care e mai mult un turcoaz. Avem aici. Aici un pic, aici în stele, nu știu dacă se vede, aici, un pic aici, treiul, galbenul acela, mai palid așa la față. Aici, asta nu mai aproape, aici, 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 cam pe unde e galbenul acesta, paie așa, și patru galbenul acela puternic, avem aici, 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 ah, trei avem și aici. 3 avem și aici, 4, 4, 4, 4, 4, și aici în mijloc și sus acolo la stele sau, da, lângă lună. Ok, acum avem aici 58, e 30-ul acesta care am zis eu că probabil o să lumineze noaptea sau ceva. Și avem de jur împrejur la codița de la libelulă. Avem aici în aripi. Aici. În lună. Avem. Așa. Capa un. Complicat, complicat. Capa, capa, capa. Ah, aici, în aripile libelulei. Aici, aici. Așa. Avem egal, care astea cred că sunt cele cu sclipiciul acela pe ele. Deci un egal verde. Avem un egal verde. Aici. Aici, aici, aici. Mamă, o să iasă senzațional. O să lucrăm împreună să vedem cum iese. Avem turcoazul acesta, care va fi aici, care și el este tot cu sclipici, aici, aici, este tot în aripile libelulei și aici sus. Și aici un pic în steluța asta de aici și în luniță. Așa, și avem punctul ultimul, care îl avem aici, aici. Și cam atât. Aceasta este pictura. Sper că v-a plăcut unboxing-ul meu. Sper să-mi dați un subscribe dacă v-a plăcut și un like, de ce nu? Și vă mai aștept, că trebuie să lucrăm la ea, nu? Pa!